Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Zilele astea m-am apucat să fac o scară care duce la etaj și am procedat în felul următor. Haideți să vă arăt și vouă. Am făcut poze de acasă. Deci, pe site-ul zitov.ro am găsit un calculator pentru scări și am calculat exact cum trebuie să o fac și mi-a dat dimensiunile perfecte. Vedeți? Absolut toate dimensiunile sunt scrise aici. Vi le calculează singur. Deci nu e greu. Vă băgați datele și vă calculează. Așa, am procedat în felul următor. Am trasat. Deci am trasat aici, se și vede. Asta este punctul. Vedeți? Și în partea asta, eu nu am perete, se vede. Am trasat pe perete, tot pe peretele ăsta, până sus, ca să fac calculele. Deci, prima oară, să vă arăt aici, că se vede mai bine sus. Este în felul următor. Treapta este aici. Și aici este blatul jos. Deci din colțul treptei care vine aici. Bine, hai să vă arăt mai jos, că e mai bine. Deci din colțul ăsta până jos aici sunt 15 cm. Vedeți? Dar eu am trasat aici 15. Unde este colțul? Aici. Din colțul ăsta până aici sunt 15 și după aia am mai calculat 2 jumate pentru scândură. Și după aia am început să pun căpriorii pe interior, ăștia, dar pe perete. Am făcut schița și am pus până în partea cealaltă de pe perete. Și de pe ei am început să pun scândurile. Dar am calculat în felul următor. Este o mare dilemă aici. Eu jos am șapă 11, să-ți rețineți asta și pentru voi. Deci am calculat șapa, am scăzut-o de fapt și scara asta o să vină cu 11 mai mare decât aia, mai înaltă, normal. Deci cam așa se întâmplă când calculezi. Așa. Și sus la fel. Aici să vă arăt. Aici. Deci sus o să am o treaptă mică, dar eu o să mă duc sus 11 în plus, ca să fie cum trebuie. Aici unde vine din placă, nu știu dacă reușiți să vedeți, să mă urc sus. De aici o să mă bag în partea asta 2 cm pentru contratreapta. Și dacă am făcut lucrul ăsta, cu toate să vin cu 2 cm mai încolo. În schimb, astelalte o să vină cu 2 cm mai încoace. Pentru că ele continuă scările. Ca să ajungi la același nivel, să fie ok. Și o să ajung într-un final care treapta de aici o să fie la nivel cu treapta de jos și astelalte la fel. Deci asta pleacă așa și ălea de jos vine așa. Pentru că dacă eu am scăzut 2 cm aici, scad la toate, inclusiv la astea și la ălea de jos. Și o să fie nivelul exact cum îmi doresc eu. Deci exact cum am vrut, așa o să iasă, fără nicio discuție. Acum, o jumătate de oră am spart în perete. Nu știu dacă am spart destul. Cam 4-5 cm cred că am spart. Cred că și mai mult, 8-9 în unele părți pe colțuri. Pentru că acolo o să fie ciment. Deci scara mea pe interior, o să fie pe exterior. Cum se vede aici, spart. Și pe dedesubt o să fie așa. O să se vadă frumos. Cu toate că eu o să închid acolo și nu se vadă nimica. Dar nu am vrut să o fac în spiral, așa în sus, fără chestiile astea, pentru că mi-e și strâmbă, nu aveam eu cum să fac
un cerc perfect, trebuia să fac, să ondulez și nu prea mi-a plăcut. Și din cauza asta, chiar dacă bag acolo câte un colț în plus de ciment, nu e că e mult ciment în plus. O să încerc să bag fier mai mult. Oricum, aici nu o să reușesc să bag decât o plasă. N-am ce să fac, până pe aici. Și de aici plec cu două plase. Eventual, acolo să pun niște bare mai groase. Aici jos nu am nimic, o să dau găuri și o să bag niște fier de beton. Și acum hai să vorbim despre cofraș. Mama lui de cofraș, că n-am avut cu ce să-l fac, am pus blâni, adică scânduri, câte 3, 2, 3, l-am făcut de, o să urc cu mașina pe el, cu motorul, cu ce vreți voi. Aici mai am de raforțat jos. Aici, în partea asta, tot la fel, o să ranforțez și o să pun niște popi. Dar, în general, nu este chiar așa de greu dacă ai idee despre ce e vorba. Eu nu am avut nici cea mai mică idee. Cred că am stat mai mult să calculez decât să lucrez. Și o să am și o scară, cât de curând. Deci, aici o să am 4 trepte, dar nu sunt așa. Deci, treapta mea pleacă din colțul ăla. Și vine aici, până în colțul ăsta alt și o să am 4 trepte aici, pentru că inițial aveam aici umblat și acolo 4 trepte, deci mi-a plăcut mai mult să le împart în mod egal, fără să mă mai complic. Ce scârție ceva și nimeni. Da, și... A, să vă arăt punctul 0. Punctul 0 este pe aici. Vedeți? Să reușesc să mă urmăresc, așa. Și să se vadă o spirală foarte frumoasă pe interior. Da, cam... Bine, nu e tot, pentru că înainte de asta am făcut foarte multe desene, să și vede cât am făcut. Am ieșiseră tretele de 20, 20 și jumate pe 28. Deci înălțime 20, lățime 28. Nu a fost bine, era prea înaltă și într-un final am reușit să le aduc la 18 înălțime și pe 28. Deci așa este mult mai confortabil. În schimb, dacă le făceam mamă să le fac înainte, era în proiect, erau bine, ele în proiect au fost calculate tot așa, 17 cred. Dar nu mi-a plăcut cum veneau și ăsta este singurul mod în care e mai... Că trebuie să-mi placă și mie, nu am să am strâmbăturile alea pe acolo. Mi se pare ok așa. O să fie o scară faină. A, nu știu unde să bag cablurile pentru lumini în trepte. Ori pe aici, ori pe margine. Pe margine ar fi mult mai ideal pentru că poți să lucrezi fără să te complici. În schimb, dacă le bag pe partea asta pe aici, o să mă chinui când o să bag, o să pun benzile de LED și tot așa. În schimb, aici le-ai pus și gata, nu știu, mă mai gândesc. O să cer câteva păreri și după aia o să bag și lumină pe acolo. Dar rămâne de văzut că mai am până acolo. Vă salut și nu uitați să dați un subscribe, un share dacă puteți, un like, nu contează, orice, și dislike, orice e bun. Și comentarii, dacă vreți să comentați, dacă am greșit ceva pe aici, oricum este prima oară când fac așa ceva, nu sunt un expert, deci nu vă luați după mine, niciun caz. Este jurnalul casei, nu am mai muncit în domeniu, am zis-o de mai multe ori și o să zic în continuare pentru că mulți mă corectează, banii bine aia, banii bine, atâta știu să fac. Iau și eu informații de pe unde pot și mă pun să fac ceva. Dacă fac bine e ok, dacă nu, asta e pierderea mea. Deci vă salut încă o dată și vă mulțumesc pentru vizionare.